Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Vă invit astăzi la o conversație care vizează unul dintre cele mai sensibile capitole ale învățământului românesc, meditațiile. Acum, deși este un fenomen destul de greu de verificat prin statistici, știm că există și că în ultimii ani a luat o amploare deosebită. Meditațiile au devenit practic un sistem paralel de învățământ în care copiii încearcă să țină pasul cu exigențele școlii. De ce am ajuns aici, care sunt cauzele și mai ales de ce instituția școlii pare a fi cumva depășită de obligația asta de a oferi un act educațional decent care să nu-i mai pună pe părinți în situația de a scoate bani din buzunar? Iată sunt câteva întrebări la care vă invit să răspundem împreună aici la Academia Europa FM. Aștept opiniile și comentariile dumneavoastră la numărul de telefon 0372069599 sau pe pagina de Facebook Europa FM. Vreau să vă atrag atenția pentru început și să vă reamintesc că învățământul este un serviciu public gratuit. Încă de la legea instrucțiunii din 1864, dată de Alexandru Ioan Cuza, da? Asta înseamnă că toți copiii din România, potrivit principiul egalității de șanse, au dreptul la educație. Din anumite motive însă, iată, școala nu se achită de această obligație și, în consecință, unii copii recurg la meditații, care costă bani. Iată cum apare inechitatea socială în școli, pentru că nu toți părinții din România au bani de meditații. În plus, nici cei care au nu ar trebui să dea bani pentru niște servicii educaționale pe care școala are obligația să le ofere. Situația este chiar mai gravă dacă stăm să ne gândim că sunt inclusiv cadre didactice care, într-un fel sau altul, pun presiune pe proprii elevi pentru a face meditații. Sigur, potrivit unor informații recente, Ministerul Educației afirmă că nu are date sau că nu ar exista date privind astfel de situații în școlile din România. Deși, în fine, feedback-ul dat de părinții, de unii dintre părinții din România, este cu totul altul. Vă reamintesc că tema de astăzi, privind meditațiile, este una care afectează o categorie foarte largă de elevi. Cel puțin potrivit unor studii pe care le-am găsit relativ recent, arată că elevii de clasa 8 și de clasa 12 sunt în mod special categoriile care apelează la astfel de servicii. Uite, de pildă, un exemplu de felul ăsta este studiul făcut în 2021 de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, ale cărui concluzii sunt de natură să ne arate cumva dimensiunea reală a acestui fenomen. În principiu, concluziile studiului spun că plata meditatorului se face de obicei pe baza unei înțelegeri. Sunt puține cazuri care au drept bază o formă contractuală sau bonuri fiscale. E clar că este un serviciu nefiscalizat. Costul mediu al unei ședințe de pregătire particulară variază undeva în jur de 50-100 de lei, iar o familie plătește lunar aproximativ 300 de lei pentru un copil în scopul meditării. Ei, sigur că din analiza acestor date putem ușor concluziona că cel puțin copiii din mediul rural, care provin din familii numeroase, mai puțin educate și cu resurse financiare limitate, sunt lipsiți de posibilitatea de a dobândi cunoștințe prin achiziționarea de ore suplimentare cu un profesor. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri. Vă ascult. Bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Sunt Cornelia. Te salut, Cornelia. Am trei copii. Toți trei umblă la meditații. Unul este clasa 12-a, care se pregătește și pentru facultate. Unul este clasa 8-a, care se pregătește pentru evaluarea națională. Și cel mic este clasa 5-a, care și cel mic face meditații doar la limba străină, doar la engleză. Cornelia, îmi dai voie să te întreb, iartă-mă, te rog, îmi dai voie să te întreb cam câți bani dai în fiecare lună pentru ședințele de meditații? Pentru toți trei copii? N-am făcut așa exact un calcul, dar pot să vă zic un pic cam cât plătim. Și am ambele variante, și variantă fiscalizată și nefiscalizată, adică cu cel mare, pregătindu-se pentru o facultate, avem un profesor care ne-a înaintat un contract și pe bază de factură îi plătim pentru o ședință 450 de lei, o ședință de 3 ore.
asta a mulțit, deci face de două ori pe lună chestia asta, pentru o altă ședință 250 de lei la o altă materie, tot de două ori pe lună. Deci, cu alte cuvinte, 700 de lei deja doar pentru două materii. Exact, doar la un copil, plus face pregătire pentru bacalaureat la matematică, unde plătește 70 de lei de 4 ori pe lună. Ajungeți, deci, iată, la aproape 1000 de lei doar pentru unul dintre copiii dumneavoastră. Doar pentru unul. Da. Cu cea mijlocie, matematică și română, pe săptămână 130 de lei. Înmulțit cu 4, socotit. Da, devine tot mai dificil să fii părinte în zilele noastre. Deci eu mă gândesc la părinții care nu își permit, adică noi trăim la oraș, ne permite, avem salarii, pot să zic că un salariu merge pe meditații. Cornelia, te rog. Nu pot să, puteți să mă întrebați. Eram curios să știu de ce este nevoie să recurgi la aceste servicii de meditații. Când, din câte îmi povestești, sunt foarte mulți bani pe care, în mod evident, nu chiar orice părinte și-ar permite. De ce ai simțit nevoia să recurgi la serviciile astea? Da, deci depinde de tipologie sau de anul în care se află. Deci cel mare, pregătindu-se pentru facultate, profesorii de la școală nu reușesc să pregătească la nivelul la care se cere la facultate, la admitere. Clar, nu ar avea nicio șansă dacă nu ar face meditații în plus. Nu zic că nu ar fi capabil să și învețe, deci este foarte capabil, este inteligent, dar totuși pentru nivelul la care se solicită cunoștințele are nevoie de ajutor din partea unui profesor care să pregătească, uite, așa e bine să te pregătești, așa este bine să abordezi problemele respective. Pentru asta am apelat la meditații, pentru pregătirea la facultate. Pentru bacalaureat, când a intrat în clasa 9, i-am zis că nu o să-i dau nicio oră până clasa 11-a, dar totuși la matematică a simțit nevoia, mama, am nevoie de pregătire la matematică, fiindcă voi da bacalaureatul din matematică. Și atunci nu i-am refuzat chestia asta. Am zis că o să-l ajute. Iar la cea mijlocie, din păcate este, pot să zic, praf la matematică și deci din clasele mici nu a făcut față, are un alt nivel de înțelegere și are nevoie de susținere. Nivelul la care se lucrează la clasă, din punctul acesta de vedere, deși am solicitat expres profesorului să se ocupe și de copii de nivel mai sub nota 6-7, păi mi s-a spus, nu este timp, vă descurcați fiecare cum puteți acasă. Și atunci eu ce să fac? Eu nu pot să-mi las copilul să se prezinte la evaluare și, sincer, sunt într-o situație în care eu, ca părinte, sunt disperată, da? Pentru că matematica îi va tăia șansa de a ajunge poate într-un liceu unde își dorește, da? Profil ceva uman, filologie sau științe sociale și din cauza matematicii nu va ajunge și poate va ajunge la un liceu tehnologic unde în întreaga țară la liceele tehnologice se intră cu medii mici, dar totuși se dă bacalaureatul din matematică. Da. Deci, copiii aceștia nu au nicio șansă, care au doar această latură umană dezvoltată sau da, din cauza matematicii. Cornelia, îți mulțumesc tare mult pentru observații, pentru comentarii. Iată, reținem din cine... Mulțumesc pentru subiectul abordat. Este stringent, este absolut necesar să se discute acest subiect la nivel național. Și noi, ca părinți, eu îmi permit, dar eu mă gândesc la miile de părinți sau sutele de mii de părinți din țara asta care nu își permit, ce fac copiii de la țară, ce fac părinții de la țară, ce fac părinții care nu își permit. Așa este. Este strigător la cerce. Așa este, Cornelia. Și să știi că, practic, eu chiar cu ideea asta am început emisiunea, cu faptul că meditațiile, dincolo de partea asta, cumva, care subliniază ineficiența școlii de a oferi un act educațional decent, este sursa principală de inechitate socială. Sunt foarte mulți copii care nu își permit. Categoric, da. Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și pentru subiectul abordat.
În regulă. Ne întoarcem la dezbaterea noastră. Iată, extra cumva din ce ne povestea ascultătoarea noastră un pic mai devreme, aproape 1000 de lei pe lună doar pentru un copil, doar pentru unul. Și gândiți-vă că vorbim despre părinți care totuși, de bine, de rău, își permit să facă efortul ăsta, dar rețineți, vă rog, că sunt foarte mulți mii, poate zeci de mii de părinți din mediul rural sau poate care nu își permit acest efort. Revin la studiul de care povesteam un pic mai devreme și, într-adevăr, confirmă ceea ce ne spunea Cornelia mai devreme. Majoritatea părinților sunt de acord că elevii au nevoie de meditații pentru a dobândi cunoștințe la nivel mediu. La nivel mediu, pentru că și evaluările naționale, inclusiv bacalaureatul, nu au acolo subiecte de olimpiadă, de balcania, nu sunt examene de nivel mediu. Iată, până și pentru asta este nevoie de meditații. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Bună seara! Va reveni în curând, nicio problemă. Revin la ce spuneam un pic mai devreme. Ne auzim? Ne auzim, da. Seara bună. Cu cine stăm de vorbă? Cu Titi din Brașov. Te ascultăm, Titi. Copiii tăi fac meditații? Cea mare e la un liceu bun aici în Brașov. Merge la meditații, la informații. Iartă-mă, te rog, o să te rog doar să dai un pic mai încet aparatul de radio ca să nu existe. Am luat, îmi cer scuze. Excelent. Sunt office, sunt în mașină. E în regulă. Să știi că încă din... Sunt pasionat de matematică, eu la rândul am meditat niște lucruri. După ce am intrat la facultate, m-am asaltat rândul să meditez la mașină și i-am ajutat, fără bani. M-a ajutat mai târziu să meditez propriul copil, să intre la cel mai bun liceu din Brașov de aici, la Andrei Sagura. Cu amărăciune, așa, împărtășesc ce spune toată lumea, unii colegi de brațe de dumneavoastră nu-și fac datoria. Cine controlează dacă... E adevărat că unul din simptome sunt la bacalaureat. Acolo se vede cât de mult și-a avut treaba la două, trei materii de bază. Matematică, română, eventual o limbă străină, sau ce mai n-au istorie. Păi, sigur, noi ne complicăm, ne ducem după meditații și spune, da, bun, da. Nu numai la trebuie să la cauze, nu numai la finalitate. Păi hai să vedem care sunt cauzele, că asta, exact asta încerc să identific și eu. Nu-și fac treaba, domn profesor, nu-și fac treaba la cateză, simplu. Sau sunt de slabă calitate. Da, e tristă concluzia asta venind din partea unui părinte. Asta este. Eu sunt pasionat, știu. Fiimea cea mare e bună la matematică, spune noroc cum i-am trezit interesul și lucrează singură. Când și când nu mai cere părerea, dar lucrează și la matematică informatică la șagură. Eu nici eu bun. Dar până și aici unii nu-și fac treaba. Ce să mai vorbim de gimnaziu sau de liceu? Titi, îți dai seama că încă din prima propoziție mi-a atras atenția cu un liceu bun, dar la care se face la care e nevoie de meditații. Vă puteți imagina poate la școli mai puțin faimoase, mai puțin habar n-am cu nu știu ce prestigiu, acolo cam care o fi situația. Din păcate, nu e pe roze. De-aia e industria asta. Și, nu știu, până nu se face o reformă în învățământ cu reținutul ăsta pe din afară a lecțiilor, până nu se comunică, sunt și profesori pentru care am tot respectul. O doamnă de la Constanța, parcă de limba română, nu rețin, ne-a făcut o demonstrație cu ceva timp urmă pe la ProTV, parcă am văzut-o, cum își face dumneavoastră treaba? Păi nu, fără îndoială... Un profesor de matematică din județul Vaslui, care era și director la un moment dat, cum se atrăgea copiii de la școală? Fără îndoială, Titi, și trebuie să spunem lucrul ăsta, că sunt totuși, n-aș vrea să cădem în extrema în care să demonizăm o întreagă categorie socioprofesională. Sunt profesori foarte buni și mai ales sunt dintre cei care, iată, chiar dacă au activități de genul acesta al meditațiilor, dar o fac cumva într-o manieră controlată, fiscalizată. Unii dintre ei au găsit o formulă financiară în avantajul lor până la urmă, nu? Pentru că banii ăștia, toate taxele și impozitele plătite, sunt și în avantajul lor. E important să spunem asta. Sunt și profesori care cumva își fac datoria atât în clasă, cât și dacă se găsesc în situația asta, într-o manieră cumva corectă față de beneficiarii actului educațional. O secundă vă mai deranjez. Care este punctul de asta de vedere cu admiterea la unele licee suprapuse peste o evaluare națională care este
ca la bacalaureat filmat. Îți mulțumesc tare mult pentru întrebare. Să știi că noi am vorbit aici de la microfonul Europa FM. Nu cred că este o idee bună. Și o spun și ca părinte și ca profesor. Nu este. Nu este o idee bună, pentru că până la urmă evaluarea națională ar fi trebuit să fie și este până la urmă un filtru relativ decent pentru copiii de la clasa 8-a. Un examen de admitere, așa cum se preconiza din proiectele de lege propuse de doamna Ligia Deca, ar încărca nejustificat și ineficient până la urmă niște copii care în momentul de față nu mai știu exact ce au de făcut, cum au de și de ce învață. În plus, iată, eu nu reușim să facem altceva decât să îngroșăm industria asta a meditațiilor. Ai amintit-o un pic mai devreme. Pentru admiterea la liceu, practic, acești copii sunt forțați să se pregătească în plus, nu? Iarăși scoatem niște bani din buzunar, iar plătim unor profesori, poate eventual acelor profesori din liceile bune, unde vor să meargă copiii. Dar nu, în niciun caz, nu cred că e o idee bună ca să-ți răspund, Titi. Mulțumesc. În regulă, mulțumesc și eu tare mult. Ne întoarcem la discuția noastră. 0372069599. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți în situația în care copiii dumneavoastră fac meditații și aș vrea să știu de ce, cum, care sunt cauzele pentru care ați ajuns în această situație. Suntem în direct cu un alt ascultător. Seara bună! Bună seara! Gabriela este numele meu. Te salut, Gabriela! Da, sunt în această situație. Am fetița care face meditații. Face la limba engleză, dar aici merge la un centru de limbi străine. Și la matematică, aici, într-adevăr, merge în particular la un profesor. Însă, mă întrebam altceva, ascultând și ce ați discutat până acum cu ceilalți interlocutori. Totuși nu sunt aceiași profesori. Pentru mine asta este marea dilemă. Cum ajungem totuși să facem meditații cu copiii? Păi și eu sunt în aceeași situație. Și la școală profesorii au un randament sau fac ceva cu copiii și totuși ajungem să-i trimitem la meditații, dar la aceiași profesori. E o întrebare foarte bună și să știi că citisem cumva zilele astea și despre... Hai să ne gândim și la situația financiară a profesorilor. Mă gândesc în mod special la cei mai tineri. Salariile sunt foarte mici. Aici trebuie să... Chiar dacă avem tendința asta de a, nu știu, de a-i blama pe profesori care curg la meditații, pe de altă parte trebuie să luăm în calcul și faptul că poate unii dintre ei sau cei mai mulți dintre ei sunt forțați să facă lucrul ăsta. Citam zilele astea despre o colegă de-a noastră de undeva, nu știu, din județul Bacău, cred, care câștigă puțin peste 3.000 de lei. Ori pentru un profesor care poate are un copil acasă, poate, nu știu, trebuie să-și plătească facturile, chiria și așa mai departe, este aproape imposibil. Și atunci, fără să, nu știu, indirect, sistemul o împinge spre meditații. E adevărat, ceea ce spuneți dumneavoastră, nu poate fi, sigur, nu poate fi generalizat, dar e o întrebare bună. De ce aceiași profesori cumva oferă un act educațional foarte bun în privat, acolo unde sunt bani mai mulți, și poate ceva mai modest în sala de clasă? Clar, nu generalizez și nici nu blamez. Deci nu am nimic împotrivă, dar în același timp, același profesor care are 3.000 de lei salariu, la el, la pregătire, se duce un copil al cărui părinte are tot 3.000 de lei salariu și trebuie să-și permită din aceiași bani, că părintele acela poate nu face pregătire și nu are surplus din altă parte de financiar. Foarte bună observație, da. Să dea... E foarte adevărat, da. Nu pot să fiu decât de acord. În definitiv, și părintele are aceleași responsabilități, aceleași greutăți, aceleași probleme precum profesorul. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, foarte bună de altminteri. Iată, încă o întrebare. Cum ajungem, de ce ajungem în situația în care, iată, un profesor să aibă un demers didactic, poate mai modest în sala de clasă și ceva mai consistent în privat, cu copii mai puțin, poate pe bani mai mulți? 0372069599, reau întrebarea, copiii dumneavoastră fac meditații și dacă da, de ce? Suntem în direct cu un alt ascultător. Seara bună! Bună seara! Marius, mă numesc, din Giurgiu. Te salut, Marius! Îmi se pare mie că vinovați suntem și unii șerbi. Te auzim? Marius, iartă-mă o secundă, te auzim un pic cam rău. Eventual, dacă ne poți ajuta cu calitatea sunetului un pic mai bună sau eventual să închizi radio.
închis radio-ul, închis de TDS, sunt în mașină cu cască pe cap. Ah, ok. În regulă. Te ascultăm. Cum văd eu problema? Pentru că am cunoștințe care sunt profesori, ei mei sunt la meditație. Profesorii nu pot să predea în același mod pentru toți copiii la clasă. Nu toți copiii își dau interesul și nu poate să-i lase pe unii în urmă și să lucreze numai cu elita. E simplu. Pe de altă parte, sunt și profesori, într-adevăr, nu își fac treaba. Sunt profesori noi, fără experiență, care nu prea au ce căuta în învățământ. Asta e, într-adevăr, Da, înseamnă că va trebui să reflectăm cumva și la maniera în care recrutăm, selectăm profesorii, îi motivăm, îi fidelizăm și eventual să-i păstrăm pe cei mai buni. Da. Profesorii buni, o parte din ei au plecat din sistem. Salariile sunt foarte mici. De adevăr, cunosc așa ceva și de asta vă spun. Nu pot trăi cu salariul, adică vorbim de 3.000 de lei după 20 ceva de ani de muncă în învățământ, la momentul când au plecat, acum vreo câțiva ani, 4-5 ani, ceva de genul, și au trebuit să apuce de altceva. Da, din păcate, iată, una dintre cauze este subfinanțarea sistemului de învățământ implicit și salariile foarte mici ale profesorilor. Îți mulțumesc, Marius, foarte, foarte bun comentariul. Citeam astăzi câteva observații ale unui părinte legate fix de această problemă de salarizarea modestă a profesorilor, lucru care cumva are ca efect încurajarea industriei meditațiilor. Iată de pildă și să ne reamintim că guvernul a alocat pentru 2023 un buget de doar 2,1% din PIB. Sigur că da, mult prea departe de cei 6% de care știam noi că ar fi trebuit să fie vorba. Acum, ce ar fi putut să facă guvernul, spune părintele respectiv, pentru educație cu un plus de 1% din PIB? Ei bine, cu acest 1% s-ar putea crește cu aproximativ 2500 de lei net pe lună salariul fiecărui angajat din învățământul preuniversitar. Și vorbim aici de aproximativ 290.000 de profesori și cei din personalul nedidactic. Așadar, nu doar pentru funcțiile didactice, cât și pentru informaticieni, habar n-am, electricieni, mecanici, fochiși sau toți cei care lucrează într-o școală. Iar un debutant în sistemul de educație nu va mai avea 2.000-2.500 de lei salariu, cum se întâmplă să fie acum, ci undeva în jurul la 4.500-5.000. Iată o observație a unui ascultător de-al nostru, părinte fără îndoială, care identifică o soluție pe care poate cei responsabili din Ministerul Educației, din Guvernul României, ar trebui să o ia în calcul măcar pentru diminuarea acestui fenomen. Suntem în direct cu unul dintre ascultătorii noștri și ne auzim în 10 secunde. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Seara bună! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Gigi Stanciu mă numesc, din județul Argeș sunt și vreau să vă spun că un copil de-al meu, o singură fată am la tehnică dentară, este prima dată când intru în direct cu dumneavoastră și ascult toată ziua Europa FM. Am o singură fată și meditația i-a adus foarte mare avantaj. Din ce caz? Pentru că făcând meditație, fata mea a intrat la Carol Davila, este pe anul 3 la tehnică dentară și a obținut bursă. Dacă nu făcea meditațiile în acel moment, nu avea nicio șansă să prindă bursă de 1000 de lei pe lună, bursă de merit. Da, auziți? Da, sigur că da, te aud foarte bine, dar știi, eram... Asta o să spun pe post direct. Da, e foarte bine. Știi ce aș fi vrut să te întreb totuși? Poți estima cam ce costuri au fost pentru ședințele astea de pregătire? Atunci era, că am auzit un interlocutor mai înainte, 450 de lei, 4 milioane jumate vechi. Atunci dădeam 60 de lei, dar a fost cu pandemia, trebuia să mă duc dintr-un sat, una dintre cele mai frumoase comune, județul Argeș, comuna Colț se numește, mergeam 60 de kilometri cu fata și așteptam 2 ore până făceam meditația, că a fost pandemia. Dar, deci a făcut ca efortul meu să, și a terminat, am trecut facultatea cu 10.
Da, asta deci este un lucru bun. Da, și nu știu, vă felicit. Da, acum stăteam și mă gândeam, n-ar fi fost minunat ca bănuția pe care ai cheltuit pe meditații, nu știu, să-i fi folosit pentru altceva, pentru... Nu avea nicio șansă, pentru că acolo în clasă, exact ce spunea și interlocutorul, nu făcea ceea ce făcea la meditație. A făcut cu profesorii care au făcut la clasă, deja a început să discute cu fata de când era pe clasa 10-a, că ar fi bine, că a văzut că învață foarte bine. Izace a zis și mai înainte un interlocutor, adică nu trebuia să te cobori și la nivelul celorlalți care erau un pic mai slab pregătiți. Ați înțeles? Da. Eu am fost foarte mulțumit. Chiar dacă a fost niște costuri atunci care a trebuit să plătesc chirie în Pitești, a trebuit să plătesc navetă și mă rog, acum, pe partea cealaltă, fata mea are la tehnică dentară la Carol Davila, este pe ultimul an și are 1000 de lei bursă. Deci bursă de merit. Da, dar cu alte cuvinte a trebuit cumva să te descurci singur și având în vedere că... A fost foarte greu efortul, de vă dați seama că a fost greu, dar să știți că a fost bine că am învățat și m-am mulțumit pe partea cealaltă, că sunt destui copii care fac meditații și poate nu pricep nimic și pe partea altă nu ia nici bani. Da. Am făcut și la matematică, și la chimie, și la biologie, și am făcut cu fata de pe clasa 6-a meditații. Și la profesorii de aici din zonă. Da, înseamnă că n-am greșit când am spus inițial un adevărat sistem paralel de învățământ. Da, îți mulțumesc tare mult. Cu mare plăcere. Deci ascult și emisiunea de la ora 1 și un sfert. Deci mă bucur că am putut să intru în direct. Dacă se poate să mă băgați în direct, mă băgați și îmi spuneți dacă... Și noi ne bucurăm foarte mult. Și noi ne bucurăm foarte mult pentru că observațiile tale sunt binevenite și iată, indică, relevă cumva o situație tristă în învățământ. Cu alte cuvinte, înțeleg din ce n-a spus ascultătorul nostru, că de fapt părinții ajung de fapt să se descurce, să caute soluții de unii singuri. Nu, mi s-a părut foarte mult. Nu cred că sunt sumele atât de mari, 450 lei la 2-3 ore. 2 ore făcea atunci. Nu știu ce să mai spun, că vorbim de acum 4 ani de zile în urmă. Plăteam 60 de lei ședința. Dar v-am zis, stă la cămin la București. Costurile, practic, s-a întreținut ea cu banii ăștia 1000 de lei pe lună. Da. Dar dacă nu făceam meditație, din nou mă repet, nu aveam nicio șansă să ia bursă. Da, am înțeles. Îți mulțumesc tare mult pentru comentariu. 0372069599. Iată, părinți care ne spun că fac sacrificii foarte mari pentru ședințele astea de meditații, pentru că, de altminteri, nu au altă soluție. Cumva inevitabil, chiar dacă mai mult sau mai puțin subtil, ideea este că lucrurile astea ar fi trebuit să se întâmple în sala de clasă, acolo nu se întâmplă, sau dacă, eu știu, profesorul își îndreaptă atenția pentru cei care sunt mai buni, cu rezultate mai impresionante, mai performante, ceilalți sunt lăsați undeva să se descurce singuri. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Seara bună! Bună seara, Sergiu, sunt din Brașov. Te ascult, Sergiu. Am auzit foarte mulți părinți sau persoane care au intervenit, spuneau că profesorul este obligat să coboare oarecum ștacheta pentru a lucra și cu cei mai puțin dotați. De multe ori se întâmplă să fac acest lucru mult mai des și atunci întrebarea mea este dacă e o discriminare pentru cei mai puțin dotați să lucreze doar cu ceilalți, nu este o discriminare și invers? Să lucrezi mult prea slab, favorizând astfel mediocritatea? E o întrebare foarte bună, să știi. Da, din punctul meu de vedere, sau ce, mă rog, așa cum văd eu lucrurile, nu cred că este vorba de o discriminare. Sistemul de învățământ este un serviciu public, da? Plătit din taxele și impozitele tuturor cetățenilor din țara asta. Exact. Ori asta ar însemna că instituția școlii trebuie să ofere servicii educaționale decente, pentru toți copiii. Exact. Pentru toți copiii. Adică un standard. Un standard, exact. Adică nu discriminăm nici pe unii, nici pe alții. Da? Sigur că există centre de excelență în care poți să obții performanță cu elevii foarte buni, dar rolul școlii nu este acela de a se concentra, sau din punctul meu de vedere, doar pe un segment foarte, foarte restrâns de copii foarte buni, pentru olimpici, cu alte cuvinte, ci ar trebui să aibă grijă de toți copiii, indiferent de nivelul pe care îl au. Și apropo de asta, să știi că din punctul meu de vedere, ideea de performanță
avansă și progresă educațional, ar trebui să însemne nu neapărat obținerea unei note de 10 pe linie, exact, cât mai degrabă să aduci copilul ăla care, nu știu, e de nota 4, dar l-aduci la o notă de, la o notă de 6, de 7. Asta ar trebui să însemne. Dar important ar fi să înțeleagă ceea ce se predă. Exact. Altfel favorizăm analfabetismul funcțional. Exact. Știi ce mă mai gândeam la un moment dat, dacă nu cumva și foarte bine au menționat și părinții cu care am discutat un pic mai devreme, dacă nu cumva și sistemul ăsta, dincolo de problemele financiare ale profesorilor, de salariile modeste, dacă nu cumva sistemul ăsta de învățământ cum îl avem noi, ne împinge pe toți în direcția asta a meditațiilor, pentru că, iată, cei mai mulți au spus că se pregătesc pentru examene. Ceva nu e în regulă aici. Dacă copiii noștri ajung să învețe și să plătească o grămadă de bani pentru meditații ca să treacă de niște examene, înseamnă că undeva eu cred că am uitat pentru ce mai facem noi școală. Pentru ce trimitem noi pe copii ăștia la școală? Chiar am fost curios să-mi întreb elevii la un moment dat, fraților, voi mai țineți minte de ce veniți la școală? Păi ca să luăm examenul. Nu, nu, nu pentru asta veniți la școală. Veniți pentru că e o chestie faină, că puteți învăța foarte multe lucruri. Că... În fine, părerea mea. Îți mulțumesc tare mult pentru comentariu. Iată, ne-ai ajutat să cumva să ne facem o imagine mai clară asupra acestui fenomen. Vorbim despre meditații, vorbim despre cauzele acestui fenomen. 0372069599. Suntem în direct cu un alt ascultător. Bună seara! Bună seara, doamnă numesc! Te salut, Dan. Te ascult. Eu am o problemă de înțelegere a chestiunii acesteia pe care o ridicați cu meditațiile. Câte vreme vor fi, cum a spus, examene, concursuri de admitere, teste pentru evaluare de care contează acceptarea într-un liceu sau într-o facultate, o să fie meditații. Deci nu văd care o vedeți problema noastră și n-are legătură cu profesorii. Profesorii vor fi chemați să facă meditații pentru copii și părinții acestora vor ca acel copil să ajungă la o școală mai bună, la un liceu mai bun sau la o facultate. La asta se... Simplu, da, ca bună viață. Așa nu este. Care problema, ce problemă e noastră că un profesor face meditații cu niște copii care nu la clasă nu-și văd de treabă sau... Aici dăm voie să fiu în ușor dezacord cu tine. Știi de ce? Mi-am început emisiunea cu o idee. Sigur, acest fenomen al meditațiilor trebuie văzut din perspectiva inechității sociale. Tu spui că nu e nicio problemă dacă un profesor face meditații cu niște copii. Da, dar nu toți copiii își permit acele meditații. Nu-i solicitat să facă. E adevărat, dar nu toți copiii își permit. Dacă nimeni nu face. Așa este, dar... Este un profesor care fac. Așa este, dar nu toți copiii își permit lucrul ăsta și atunci nu este corect. Pentru că serviciul... Nu toți copiii își permit să se ducă la schina Austria, nu toți copiii își permit să se ducă la... Așa este, da, așa este. Nu poți face asta. Ba da, tu pentru... ai o chestie clară, ai un examen. Profesorii pregătesc pentru elevi pentru examen, cei care vor să fie în față la examen cer pregătire suplimentară. Iartă-mă, te rog, doar o observație, să știi, noi cetățenii nu plătim taxe și impozite ca să putem merge la schi în Austria, în schimb plătim taxe și impozite să avem o școală în care copiii noștri să meargă și să învețe ce e nevoie acolo. Asta este o diferență fundamentală. Copiii sunt învățați atâta vreme cât există un examen la un moment dat în față, sunt cei care vor să... Atunci o să spuneți că vor să fure startul. Nu vor să fure startul. E pur și simplu se pregătesc ca să fie înaintea celorlalți. Ei, dacă cei care au bani pot să se pregătească mai bine, asta este aici, chiar nu avem ce face. Ba, cred că ar trebui, sau nu știu, cel puțin să reflectăm la lucrul ăsta. Ideea este că nu e corect față de cei care nu au. Și, atenție, vorbim despre un serviciu public plătit din taxele și impozitele noastre. Nu am nicio legătură, după părerea mea. De ce? Pentru că în serviciul la public, deci am făcut meditații în Elveția, da? O fată a venit la mine, era la un liceu și vrea să-și treacă un examen ca să intre în fine, era o școală de balet și vrea să intre la o școală de real. Da? Ei îi trebuia să intre, deci să facă o pregătire suplimentară pentru asta. Am făcut meditații cu ea, a intrat. La fel și aici. Sunt la o școală, vreau să merg la altă școală mai bună. Nu mă simt în stare, prin forțele mele sau prin ce am acumulat în timpul școlii, încerc să suplinez, să suplimentez. Cu cine pot suplimenta? Păi cu profesorul de la casă? Nu. El are un număr de ore pe care și le face. Face o resuplimentare cu toți copiii, da, dar eu vreau cu mine. Eu vreau să câștig, nu celălalt.
Da, încerc să înțeleg, dar îmi rămân în minte copiii, părinții care nu își permit să acceseze aceste servicii de meditație. Asta, da, asta e societatea, deci interziceți total meditațiile. Asta e ideea. Nu e vorba de interzicerea meditațiilor, e vorba de întărirea instituției școlii în așa fel încât să ofere un act educațional încât toți copiii, indiferent de banii pe care iau sau nu iau, așa să aibă acces la ce e nevoie. Dar nu-i coerent, îmi cer scuze, nu-i coerent. Că întotdeauna, chiar dacă sistemul de învățământ e super bun, întotdeauna elevul A vrea să fie mai bun decât elevul B cu care are competiție la intrarea într-o școală. Asta nu aveți cum să o tăiați. Da, în regulă, dar o putem dezbate, nu-i așa? Adică exact ceea ce facem aici la Academia Europa FM. Absolut, doar că eu aș fi mai mult cum vis-a-vis de profesorii care dau meditații. Există cerere, ei dau. Nu există neapărat cerere pentru că școala nu-i bună. Da? Am înțeles. Îți mulțumesc tare mult pentru... Mai mult. Da, mă bucur tare mult că am putut avea discuția asta. Ne apropiem cumva de sfârșit, cred că mai avem câteva secunde. Iată, o temă foarte sensibilă care trezește pasiuni și pune părinții în situația de a face mărturisiri. Am reținut aproape 1000 de lei pentru un copil, ne spunea Cornelia la începutul emisiunii. Da, sunt Marcel Bartic aici la Europa FM, am vorbit în seara asta despre fenomenul sau de industria meditațiilor. Ne reauzim săptămâna viitoare cu subiecte care, iată, ne interesează cel puțin la fel de mult. O seară de milioane. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.